Scandal între liderii populiștilor din Parlamentul României. Diana Șoșoacă îl pune la zid pe George Simion. Șoșoacă îi reproșează președintelui Aur faptul că ar lua în considerare să o susțină pe Gabriela Firea la primăria Capitalei, motiv pentru care acesta a și tăcut în cazul la zilelor groazei, spune aceasta. Totul a pornit de la intervenția avocatului Gheorghe Pipere, a fost administrator judiciar ADET și personaj aflat printre primii pe lista Aur la europarlamentare. Vreau să urmărim chiar acum principalele acuzații ale Dianei Șoșoacă. Dacă se reușește o alianță între Gabriela Firea pe de o parte și Aur pe de altă parte, eventual susținută și de acei membri PSD care nu sunt foarte încântați de ce i s-a întâmplat, de lucrurile injuste care s-au întâmplat, atunci s-ar putea să fie o carte foarte bună jucată de doamna Firea și sper că cei din Aur vor lua în considerare la modul serios acest lucru ca strategie de câștigare a alegerilor locale în 2024. Aceasta a fost declarația care a inflamat spiritele între Aur și Diana Șoșoacă. Avocatul Gheorghe Piperea, fost administrator judiciar al defunctului Radet, în perioada în care Gabriela Firea era primarul Capitalei, este acum unul dintre vârfurile de lance al Aur la alegerile europarlamentare. Lobby-ul pe care Piperea l-a făcut pentru Firea a făcut-o pe Diana Șoșoacă să lanseze o tiradă la adresa lui George Simion. Faptul că Aur ia în considerare susținerea Gabrielei Firea la primăria Capitalei, prin vocea lui Piperea, spune multe. Arată de ce, în scandalul a zilelor groazei, Aurul a fost mut, tinicheaua nu a spus nimic, a tăcut mâlc. Arată în plus că Aurul lui George Simion este capabil de orice combinație ca să ajungă la ciolan. Și totul este pe bani mulți. V-am spus de mult că Aurul s-a coclit. Acum aveți încă o dovadă. A explicat senatoarea Șoșoacă, cea care a lansat și teoria că Aur este egal cu PSD și e copilul lui Dâncu. Dacă nu vreți să munciți pentru Firea, pentru PSD și pentru cei care au distrus această țară, veniți în SOS România. Noi îl avem pe Dumnezeu. Și a încheiat Șoșoacă postarea. Îl salut pe președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, senatorul Claudiu Târziu, este în direct alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Domnule Târziu, ne auzim? Da, o să-i rog pe colegi să refacem această legătură telefonică directă cu Claudiu Târziu. Vrem să aflăm un punct de vedere al Partidului AUR referitor la acest scandal care s-a iscat între liderii populiștilor din Parlamentul României. Pentru că Diana Șoșoacă a făcut niște declarații extrem de grave la adresa lui George Simion și implicit a Partidului AUR, și anume faptul că în toată această perioadă, în ultimele săptămâni în care Gabriela Firea a fost în centrul unui scandal mediatic fără precedent legat de zilele groazei din voluntari, Partidul AUR nu a luat poziție și asta s-ar datora faptului, sau ar fi cauzată de această lipsă de reacție, de faptul că AUR ar vrea să o susțină pe Gabriela Firea într-o eventuală candidatură la primăria Capitalei. Îmi spun colegii din regia de emisie că avem legătura telefonică directă cu senatorul Claudiu Târziu. Bună seara, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, domnule Târziu, vă oferim un drept la replică în ceea ce privește aceste acuzații făcute de Gabriela Firea, după care vreau să... De Gabriela Firea, îmi cer scuze, de Diana Șoșoacă, de fosta noastră colegă, după care vreau să lămurim puțin și ce e cu Gabriela Firea. O susțineți, nu o susțineți? Nu știu ce acuzație a făcut doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă a spus în felul următor. Partidul AUR nu a avut nicio reacție în toată această perioadă în scandalul care a mognit în jurul Gabrielei Firea, pentru că formațiunea politică condusă de George Simion o să o susțină pe Gabriela Firea la o eventuală candidatură la primăria Capitalei. Doamna Șoșoacă minte și a făcut un obicei din asta și îmi pare rău pentru dânsa. Pentru că în cele din urmă minciuna are picioare scurte. Eu însumi am avut nenumărate poziții și partidul ăsta nu e condus doar de George Simion, e condus și de mine și de un întreg birou de conducere. Eu sunt președintele Consiliului Național de Conducere, nu așa cârlic de rufe la partidul ăsta. Deci am autoritatea, cu alte cuvinte, să spun ce va face partidul sau nu va face partidul. Și ce va face, domnule? Am luat poziție cu privire la azilurile groazei, am condamnat ce se întâmplă acolo, am
cerut personal demisia doamnei Firea și a domnului ministru Budăi, lucru care s-a și întâmplat, nu neapărat pentru că le-am cerut eu, dar am fost una dintre vocele care le-a cerut imperativ. Iar George Simion, colegul meu care este președintele partidului, a intervenit în sesiunea extraordinară a Parlamentului pe același subiect. Deci noi am avut poziție foarte clară. În privința candidaturii doamnei Firea la primăria Capitalei, eu cred că astăzi nu se mai pune problema ca doamna Firea să candideze la nicio funcție în stat până nu își clarifică situația cu privire la implicarea dânsei în acel scandal de la azilurile Groazei, odată. Și în al doilea rând, între noi, Aur, și doamna Gabriela Firea, există o incompatibilitate vădită de valori, de principii și de fapte. Bun, am înțeles acest punct de vedere. Haideți să mergem mai departe, să vă spun ce a spus și colegul dumneavoastră, Gheorghe Pipera. Nu se cel pe care problema. Îl susțineți la alegerile europarlamentare. Stați puțin, că doamne, vă citesc. Mai puțin. Stimată doamnă, eu știu ce a spus domnul Pipera. Problema este păi că vă contraziceți înseamnă în acest caz. Nu, ascultați-mă un pic, că nu înțelegeți. Domnul Pipera vorbește în nume personal, nu are calitatea să vorbească în numele Partidului Aur. Eu am calitatea să vorbesc în numele Partidului Aur. Păi de ce nu are? Atât timp cât îl susțineți dânsul și... Dânsul este un candidat al nostru, așa. Nu este membru al conducerei Partidului Aur, nu este lider al Partidului Aur, așa cum sunt eu. Păi bun, și orice și voce a unui membru de partid poate fi interpretată ca fiind opinia partidului. Nu, deloc așa. Nu deloc este așa. Printre comunicatorii partidului, cei care au dreptul să se exprime în numele Aur în momentul acesta, domnule Târziu? Nu se poate exprima în numele Aur niciun membru de partid. Fiecare membru de partid are însă dreptul să se exprime în nume personal și în numele lui ca om politic, pentru că e firesc să respectăm dreptul la liberă exprimare. Dar în numele partidului se exprimă liderii partidului și membrii ai conducerii partidului. Nu alții. Iar în privința ceea ce a spus domnul Pipera, că sunt la curent cu asta, am și vorbit cu dânsul astăzi, am văzut și ce a relatat presa, dânsul a spus foarte clar că din punctul dumnealui de vedere ar fi fost bună o alianță. Nu, din punctul nostru de vedere... Ar fi o carte bună jucată de doamna Firea. Nu. Poate că de doamna Firea da, dar de Aur în niciun caz și cu atât mai puțin după ce dumneavoastră știți foarte bine că noi am avut un conflict deschis, noi Aur, cu doamna ministru Firea, ministrul familiei, care a propus o lege pe care noi am contestat-o, prin care statul român poate să ia copiii românilor din case. Și am ieșit inclusiv în stradă să protestăm împotriva acelei legi. Și am făcut opoziție și în Parlament. Legea a trecut din nefericire cu aportul majorității parlamentarelor, dar fapta doamnei Firea, care a fost autorul acestei legi, rămâne. Și noi deci nu Aur se dezice de aceste declarații pe care domnul Pipera le-a făcut, da? Nu, haideți să ne înțelegem. Domnul profesor Pipera, a făcut anumite declarații în nume propriu, ca orice om care are libertate de exprimare. Păi nu e chiar așa, domnule Târziu, nu e chiar așa ca orice om, că orice om care are libertatea de exprimare, de exemplu, sunt eu, jurnalist independent, așa, al postului pe 1 TV, mă pot exprima. Domnul Pipera poartă emblema Aur și este susținut de noastră la europarlamentare, în primii 10, corect? Deci e clar că reprezintă partidul, se prezintă în lume ca membru al Aur. Domnul Pipera este unul dintre candidații noștri. Nu e chiar orice candidat, nu e chiar orice membru și nu e chiar orice om independent. Este un om care reprezintă o formațiune politică. Stimată la momentul doamnă, la care discutăm. Eu vă spun despre realitate. Dumneavoastră puteți să credeți ce vreți. Păi eu nu cred. Eu vă spun tot despre realitate. Eu vă spun că omul acesta este reprezentant al Aur și a făcut o declarație. Este, o susține sau nu? Doamnă, e foarte simplu. Nu putem să susținem declarația oricărui membru, oricare membru de partid, indiferent pe ce postură s-ar afla el, dacă nu este din conducerea partidului, nu vorbește numele partidului. Ce nu e clar în ce spun? Păi nu știu, aveți niște reguli pe care nu le înțeleg, că în alte partide nu regule, se practică asta. Stimată doamnă, haideți să vă întreb altceva. Dacă un membru al Partidului Național Liberal, un membru, candidat sau nu, poate cu, nu știu, poate membru în Parlament, da? Deputat sau senator, face o declarație, asta înseamnă că
Partidul Național Liberal își asumă acea declarație ca fiind în numele partidului? Nu. Absolut. Cum să nu? Trebuie să vină o reacție din partea liderului de partid. Dacă eu, în calitatea pe care o dețin, vă fac o declarație, da, angajează partidul. Dacă George Simion face o declarație în numele partidului, angajează partidul. Dacă un alt membru al conducerii, vicepreședinți, prim-vicepreședinte, secretar general, fac declarații în numele partidului, da, angajează partidul. Altfel, nu punem... Toți membrii de partid sunt liberi să se exprime, desigur, nimeni nu le pune pumnul în gură să aibă o opinie. Ei, în general, știu care este opinia partidului, dar asta nu înseamnă că... orice opinie a oricărui membru este opinia partidului. E ceva basic pentru orice fel de partid. Nu sunt de acord cu noastră, domnule Târziu, pentru că este un om... Păi nu sunt de acord și nu asta se practică în politică. Orice membru de partid, mai ales susținut, ați prezentat lista cu primii 10 candidați la europarlamentare zilele acestea, corect? Doamna, iarăși faceți o confuzie. Nu am prezentat noi nicio listă cu primii 10 candidați. S-a răsuflat în presă, s-a dat pe surse, e același lucru. Stimată doamnă, noi am prezentat o listă cu 44 de candidați în ordine alfabetică, candidați chemați să intre într-o competiție electorală timp de 11 luni, după care se va cerne și se va stabili lista finală de candidați într-o ordine. Și domnul Pipera nu e susținut pentru un loc la Parlamentul European? Domnul Pipera are șanse egale cu toți ceilalți 43 de candidați. Bun, și eu vreau să ne lămurim așa. Deci, începând din acest moment, cel puțin noi aici pe B1 TV, trebuie să luăm de bune doar declarațiile dumneavoastră și a lui George Simion, nu? Și a celorlalți membri din conducerea AUR. Dar e ceva firesc, doamnă, nu vă aduc nimic nou în atenție. E ceva firesc. Bun, asta este punctul dumneavoastră de vedere. Dacă un membru de partid este... Iertați-mă, dar dumneavoastră luați declarațiile oricărui membru de partid de la oricare partid de bază ca fiind asumate de partid? Atât timp cât este vorba despre o persoană publică pe care formațiunea respectivă o susține, da. Da, pentru că a vorbit în numele AUR. AUR și Gabriela Firea ar face o partidă bună la Primăria Capitalei. Nu a vorbit în numele AUR, nu avea niciun mandat să vorbească în numele AUR. A fost o părere personală. De altfel, domnul profesor Pifterea, eu am urmărit întâmplător sau nu, am urmărit declarația. Domnul profesor a fost foarte nuanțat și a exprimat foarte clar că este o opinie personală. Și a spus că această opinie personală vine și în urma unei relații personale pe care o are cu doamna Gabriela Firea, că au lucrat împreună și așa mai departe. Da, această opinie personală poate fi, deci, influențată și de relația personală. Noi judecăm din punct de vedere politic și spunem, există incompatibilități majore între noi și doamna Firea, noi avem niște bătălii pe care le-am dus unii împotriva celorlalți peste care nu putem să trecem și nu putem să trecem pentru că nu erau niște bătălii secvențiale și cu interes de grup, ci erau pentru toți românii. Această lege cu privire la copiii care pot fi luați din familii a fost foarte importantă pentru noi și am ieșit în stradă pentru asta, dar doamna Firea nu este doar autoarea acestei legi. Doamna Firea este și autoarea unui dezastru pe care l-a făcut la Primăria Capitalei timp de 4 ani cât a fost primar acolo. Am înțeles și nu o susțineți. Am înțeles. Evident că nu. Punctul dumneavoastră de vedere nu este similar cu opinia personală a colegului dumneavoastră de partid. Da, se întâmplă să nu fie, da. Am înțeles. Era foarte simplu să fi spus așa de la început. Vreau să... Eu v-am spus cât am putut de simplu, da. Păi eu v-am întrebat dacă a vorbit în numele AUR și dumneavoastră spuneți că nu, dar... V-am spus că nu. E membru de partid marcant al AUR, domnul Pipera, da? Deci... Sunt și alți membri de partid marcant. Și dacă domnul Pipera face o greșeală, partidul nu trebuie să-și asume. Uitați, doamna Firea a intrat într-un scandal cât casa și și-a asumat PSD-ul, a înlăturat-o din toate funcțiile. Dar e o diferență de la cer la pământ. Doamna Firea era prin vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Despre ce vorbim? Era unul dintre liderii partidului. Nu e nicio situație similară deloc. Bun. Vreau să ne mai dați și o replică pentru doamna senatoare Șoșoacă, că până la urmă de acolo a pornit tot acest... scandal, cred că e mult spus să spunem scandal. Da, vă acuzați că sunteți copiii lui Vasile Dâncu. A spus în felul următor:
AUR e cam tot una cu PSD-ul și că dumneavoastră, domnul Simion, sunteți copiii lui Vasile Dâncu. Uitați ce este. Doamna Șoșoacă, înainte de a intra în Parlament pe listele Partidului AUR, era un no-name. Deci nu era nimeni în drum. Știa nimeni. Noi am introdus-o în Parlament, am făcut o vedetă și acum, de la înălțimea acestei popularități nemeritate pe care a căpătat-o pe seama Partidului AUR, își permite să înjure partidul care a băgat-o în Parlament. Foarte bine, asta arată caracterul domniei sale. În privința relațiilor noastre cu domnul senator Vasile Dâncu, ele sunt foarte limpezi. Nu există. Nu au existat nici înainte, nu există nici azi, nu vor exista nici mâine. Faptul că la un moment dat George Simion i-a contactat pe toți cei din vârful partidelor existente la acea vreme, în anii 2013, 2014, 2015 și așa mai departe, pentru a susține cauza națională a reunificării Basarabiei cu România, nu înseamnă vreo tovărășie, ci înseamnă că a încercat să capete susținere pentru un proiect care depășește interesele de partid sau ar trebui să le depășească. Altă relație nu există cu domnul senator Dâncu, care altminteri este un coleg onorabil din Senatul României, cu care nu am nici nimic de împărțit, nici nimic de făcut împreună. Nu văd de ce ea spune, doamna Șoșoacă, iertați-mă pentru expresie, doamna Șoșoacă susține că am fi în vreun fel într-o relație de filiație cu domnul Dâncu, atâta vreme cât eu am totuși în spate o carieră de 28 de ani de presă, în care se poate vedea cam cum am scris despre PSD. Da? Mai degrabă ar putea să mă bănuiască oamenii că i-am susținut pe alții decât pe PSD, dar de PSD nu. Am fost un ziarist care a dat în PSD din toate puterile. Așa că nu spuneți mie că sunt cu PSD-ul acum și că am făcut o copie. Păi nu v-am zis, nu că a zis doamna Șoșoacă. Nu dumneavoastră, nu dumneavoastră. Am înțeles, zic am așa, înțeles. Generic. Am înțeles. Eu și AUR am dat și dăm în PSD pentru că dăm în toți cei care au făcut... sunt vinovați pentru dezastru din România de astăzi. Mulțumesc tare mult, domnule senator Claudiu Târziu, pentru intervenție și pentru acest dialog. Președintele Consiliului Național de Conducere al Partidului AUR a fost în direct alături de noi.